Gheorghe Töjer are 52 de ani. Trăiește în Oradea și duce o viață aparent simplă. Este unul dintre acei oameni pe care nu-i observi, dar care poartă cu ei informații care pot răsturna totalmente istoria sau concepțiile unei națiuni. Fost miner, orădeanul își duce existența din postarea unor afișe publicitare. Viața sa e o căutare asiduă de cunoaștere. Povestea lui e încă o lecție pentru noi, care ne învață că adevărul se ascunde în cele mai nebănuite locuri. Cine e de fapt Gheorghe Töjer? Am fost un norocos. De ce? Al doilea băiat al unei familii, modeste ca venituri, în schimb am beneficiat de sfaturile, învățăturile și de călăuză. Călăuză mi-a fost nașul meu, un om cu studii modeste, care la vârsta de 4 ani și jumătate m-a învățat să scriu, să citesc în 2 limbi. Inginer miner, Gheorghe Töjer intră la 25 de ani în subteran. Întunericul din mină nu l-a oprit însă din seta de cunoaștere. Împărțea povești despre filozofia chineză cu singurul coleg care îi împărtășea pasiunea pentru cultură, un vagonetar. Avea 30 de ani când mina s-a închis. A luat-o însă de la capăt, respectându-și drumul inițiatic. Am fost timp de 5 ani inginer miner. După aceea am renunțat la meseria aceea. M-a apucat de publicitate. Asta după un mic stagiu de câteva luni prin Budapesta, ca și comisionar. Banii niciodată nu ajung, spune Gheorghe Töjer, însă drumul spre cunoaștere este neprețuit. Platon, Albrecht Dürer, Luca Pacioli, Pitagora l-au condus înspre dedesubturile operelor lui Brâncuș. Brâncuș, cel care ne-a lăsat mai mult decât am putut înțelege. Cine e Brâncuș? Știm că este al nostru, așa. Știm că are niște lucrări frumoase la Târgu Jiu, care am înțeles că nu mai sunt întreținute așa cum ar trebui să fie. Brâncuș, sculptor, mare. Păi alea de la Târgu Jiu, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului. De ce nu există un muzeu lui Brâncuș în România? Nu știu, pentru că suntem niște proști. De ce credeți că nu există un muzeu al lui Brâncuș în România? De ce ne excludem valorile? Ce? Din prostie. Din ce? Din de altceva. Ceea ce merită respect este știința, bunul simț și umorul. Trebuie să avem foarte mult umor ca să înghițim criticile, respectiv persiflările venite dinspre exterior. Când colo stăm pe un munte imens de valori spirituale. Acestea, dacă sunt valorificate în mod conștient și consecvent, România își face singură publicitate așa cum Italia și-o face prin Da Vinci sau prin alți mari reușiți ai Renașterii. Dar România nu-și face niciodată publicitate. Ne-am îngropat valorile în indiferență. Am fost surzi și orbi în fața unui adevăr care asimilat ar fi dus România la gloria și recunoașterea pe care astăzi o credem imposibilă. Nu știți ce vă las eu vouă aici și ne-a lăsat doar o mică parte din întregul mesaj, pentru că Brâncuș nu crea păsări, ci zboruri. Ne-a lăsat tăcuți la o masă cu scaunele goale. Ne sărutăm superficial sub poarta care de fapt e un simbol al schimbului dintre viață și moarte. Am amputat infinitul. L-am băgat în cutii și l-am abandonat în întuneric. Noi chiar n-am înțeles ce ne-a lăsat aici și repetăm greșeala cu fiecare valoare pe care țara noastră o dă. Acest complex funerar, pentru că lumea știe puțin despre acest lucru, cum se spune, este coloana recunoștinței fără de sfârșit, el așa a spus, pentru cei care au murit în primul, pentru românii, pentru frații lui, care au murit în primul război mondial. Asta este sensul funerar. Din nou, un sărut, dar nu e un sărut într-un el și o ea, ci un sărut al reînvierii în pământul din care el s-a născut. E foarte frumoasă această întoarcere acasă. Cred că asta este un fiu risipitor de o frumusețe și de o exemplaritate pe care românii nu o cunosc decât
mă rog, sub aspecte parțiale. Și cred că această emisiune este foarte binevenită pentru a vorbi încă o dată și încă o dată despre această dorință de a reîntregi lumea, de a nu mai fragmenta și de a nu ne mai separa tot timpul, nu? Ci de ceva care să ne aducă împreună într-un acasă al tuturor. Constantin Brâncuș? Da. Nu mai, mersi. Ce știți despre Brâncuș? Au făcut multe multe lucruri artistice, coloana infinitului, masa tăcerii, Poarta sărutului, exact. A făcut o referată. Unde sunt? În Târgu Jiu. Bun, perfect. Despre Brâncuș, un mare poet român. Păi, e cam complicat măcar pentru... Măcar un exemplu. Nu știu. Goethe, pe patul de moarte, cerea lumină. Ei, lumină trebuie să oferim cei care știm să o facem. Cu alte cuvinte, totul stă în învățătură. Fiecare om are nevoie de învățătură. Important e să ajungă la conștiența că are nevoie și să știe de unde să învețe. Iubirea pentru cărți. De fapt, ambii părinți au o mare iubire de cărți. Tatăl mamei mele a fost bibliotecar, deci și acasă ne-am obișnuit cu imagini asemănătoare. S-ar putea spune că avem mai puțin loc în casă, mulțumită cărților. Ne gândim aproape anual unde să mai așezăm un raft nou. Din fericire și la birou ne mai mutăm. O parte din avere, pentru că le considerăm comori. America l-a arătat lumii întregi pe Dan Brown, iar pe Da Vinci Italia l-a transformat în zeu. Brâncuș și-a lăsat mesajul ascuns în opere. L-am avut viu și aproape, dar am închis ochii și l-am uitat. Georg Töger nu e un Dan Brown al României. E un om care a căutat neîncetat un sens și l-a găsit. Codul lui Brâncuș se referă la elementele care derivă din dodecaedru. Primul element ar fi steaua pentagonală, care are un unghi la vârf de 36 de grade. Acest unghi a fost utilizat în coloana infinitului. Romboedrii, de fapt, sunt cu unghiul la vârf de 36 de grade construiți. Sunt convinsă că toată lumea stă pe un cod. Nu? ADN-ul nostru este dovada cea mai limpede că suntem codificați. Limbajul nostru este codificat. Galaxia noastră este codificată. Orice sistem are un cod, că de-aia e sistem, altfel ar fi un neant. Nu? Ori știm că din haos faci un cosmos printr-un cod. Nu? Și pe care acel cod la care interzice accesul, pentru că aici este primejdia. Și de-aia nici nu mă bag în zona aceasta, pentru că nu mă pricep, cred în ea, dar nu mă pricep, nu o stăpâne și știu că e foarte periculoasă. Adică intrăm în sindromul ucenicul vrăjitor. Ce știți despre Brâncuș? Sculptor român. De masa tăcerii ați auzit? Da. Câte scaune are? Habar n-am, nu știu. Câte scaune are masa tăcerii? Bună întrebare. Cea mai încărcată de semnificație, cea mai simplă. Deci masa tăcerii și cele 12 scaune, clădite tocmai pe ideea sferei, proiecției sferei, care înglobează dodecaedru, și cele 12 cercuri care circumscriu pentagoanele. De aici încolo se poate dezvolta orice subiect legat de natură, iubire, viață, moarte. Povestea cu codul matematic și cu limbajul codificat e o poveste, dacă vrem să o ținem de basme. Eu cred că lumea aceasta are baze pitagoreice, cred în școala pitagoreică, cred în tot ce înseamnă un sistem formalizat, cred că limbajul nostru și lumea aceasta poate fi abstractizată pe baza unui cod. Am putea să răsturnăm denumirea, ar putea fi și tăcerea meselor sau tăcerea maselor sau tăcerea masei,
e cu multe semnificații și, și înglobează foarte multe de spus, pentru că e filozofie 100%. E foarte interesant tot parcursul lui esențial de artist, care a schimbat codul limbajului artistic, pentru că eu rămân în zona limbajului artistic, asta mă interesează, se petrece în jurul anului 1907, de fapt chiar în anul 1907, și în jurul unei teme foarte speciale, tema morții și a reînvierii. Trecere, pentru că la urma urmei viața umană ce este? Un mic decupaj din eternitate. Ne credem foarte importanți, când colo, la scară universală, suntem nimic. Sau aproape nimic. Brâncuș spunea că înălțimea în sine a unei opere nu vrea să spună nimic. Este întocmai ca lungimea unei bucăți muzicale. Însă proporțiile interioare ale obiectului, acelea, vă spun totul. Realizarea cea mai înaltă în matematică, respectiv în geometrie, este numărul de aur, adică proporția divină. Brâncuș a observat că numai oameni foarte, foarte pricepuți în matematică, precum Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, au utilizat în lucrările lor această proporție divină. Brâncuș nu doar că a utilizat-o, a înțeles-o mult mai profund decât alții. Da, cred că Brâncuș știa mult mai multă decât ochiul nostru e astăzi e capabil să înțeleagă. Este neimportant că unele cunoștințe sau chiar științe sunt ignorate în general. Important este cei care realizează importanța acestor științe să nu le lase să se piardă, să le promoveze. Nu este prea mare interesul, mai ales în rândul tinerilor. Când a început să-și promoveze cartea, îmi aduc aminte că nimeni nu m-a întrebat despre ea, deși purtam un tricou în care aveam și trimitere la site-ul respectiv. Nu m-au întrebat nici ce sunt cele două imagini, nu m-au întrebat nimic nou. Când pomeneam accidental despre Brâncuș, mai spuneau colegii că într-adevăr au fost la Târgu Jiu, i-am întrebat ce au văzut acolo, mi-au enumerat trei elemente și atât. Cartea mea se intitulează Clubul Inorogilor. De ce? Pentru că inorogii au arma foarte aproape de organul gândirii. De aici, consecință, arma va fi folosită în special sau exclusiv din rațiuni. Din rațiuni foarte bine întemeiate. Trebuie observat că inorog, unul singur există în literatura și în istoria română. Acesta este Dimitrie Cantemir. Și, de fapt, cartea, prin titlu, îi este dedicată lui. Pentru că, după părerea mea, este numărul unu al culturii românești. Oricum, în această carte tratați și acest cod. Parțial tratez acest cod, pentru că după scrierea și editarea cărții m-am împiedicat de Timaeusul lui Platon și ca urmare ați făcut analogia ajungând până la descoperirea între ghilimele a codului lui Brâncuș. Bănuiesc că pentru Brâncuș era evident ce vrea să spună. N-aș putea să spun că m-a atras aspectul geometric al lucrărilor sale, ci mai mult aspectul organic. Deci eu am fost mai atentă la primul țipăt, am fost atentă la peștele, la cocoș, deci la domnișoara Pogani, la ce înseamnă devenirea și împlinirea. Cred că există undeva o gândire de tip geometric, pitagoreic, să zic, dar nu o pot dezvolta. Deci eu sunt atentă la felul în care el a transfigurat geometria într-un organic lipsit de senzualitate, într-un organic care transcende și geometria și organicul. Foarte puține cărți evidențiază relațiile lui Brâncuș cu matematica, se subliniază doar frumosul și binele, adevărul evitat.
De ce este ascuns, ar trebui întrebați cei care ascund. Important este că nu se cunoaște. Elementul esențial care trebuie înțeles din acest cod este faptul că e codul lumii vii. Georg Döger a încercat să-și facă acest cod al lumii vii cunoscut, doar că până acum reacțiile s-au lăsat așteptate. Întrebat ce ar spune lui Brâncuș dacă ar mai fi printre noi, Georg Döger a răspuns. Îi place ce vede? Unde? Acum și aici. În țară. Și dacă se poate, în Europa. Dacă se poate, la Paris. Dacă îi place foarte mult piramida de sticlă din Paris. Dacă nu, cumva ar trebui să-i dea lecții unuia ca Dan Brown. Sau mie. Eu aș accepta cu plăcere. Își duce simplu existența mai departe. Cărțile, conexiunile, descoperirile îi agită anonimatul în care trăiește. E de părere că oamenii nu pot fi condamnați pentru faptul că nu știu. E vina celor care nu vor să spună. Pășește în păcat și nu ezită să-și încheie pledoariile cu o doză de umor, lăsând parcă loc de interpretări. Dar dacă nu ești indiferent, alegi să cauți la rândul tău adevărul și ajungi la concluzia că are dreptate, pentru că tot ce a vrut să spună Brâncuș a fost... Iubiți-vă! Iubiți natura!